de amplu este consumul de droguri în România? Pare că e destul de amplu. Foarte mulți utilizatori la orice colț de stradă. Doar când trebuie pe cineva, vrei, găsești pe cineva în vreo 3 oameni. Consider că problema consumului de droguri în România se va agrava în viitor? Cel mai probabil că da. Traumele pe care le deține fiecare unul în parte. Ai trecut vreodată printr-o experiență de genul? Da. Prima și prima dată am fost cu un prieten. Dacă vrei să fumăm ceva, du-te până la apărători pe o stradă specifică. Eu le-am dat deja banii, fumăm mâine. Am fumat acolo, ne-am plimbat. Era prima mea dată și surprinzător am simțit destul de mult. Mă vedeam în persoana a treia. Nu te droga decât dacă este pentru un scop medical sau folositor pentru psihic. Mă numesc Mirica Mirabela și alături de colega mea, Dan Bianca, avem ca astăzi ca pe invitat pe Nică Levi. Astăzi facem un podcast în cadrul proiectului Zile Bune, derulat de Asociația Avatar în parteneriat cu Liceul Teoretic Elie Rade. Proiectul este cofinanțat de Primăria Municipiului București prin ARCOB în cadrul programului București 565. Conexiuni Urbane 2024, domeniul proiectelor culturale, inclusive și sociale. Așa, Levi, bună ziua! O să-ți adresez câteva întrebări în legătură cu antidrog, să nu ne drogăm. Și vreau să-mi spui cât de amplu este consumul de droguri în România? Mi se pare că e destul de amplu, oriunde ai merge în orice zona Bucureștiului, de exemplu, dar și în restul României poți să găsești foarte mulți utilizatori, practic la orice. La orice colț de stradă. Unde crezi că poți să găsești cel mai mult? Cel mai mult? Ca zonă, oriunde prin Berceni, București, de exemplu, apărătorii Patriei, Dimitrie Leonida, sunt pe acolo foarte mulți. Pe la universitate se găsesc la orice colț, doar când trebuie cineva, vrei, ai ceva la tine și sigur, găsești pe cineva în vreo 3 oameni. Și în afară de asta, nu știu să zic specific, dar găsești foarte repede. Dar trebuie să întreb și prieteni pe care îi cunoști, ar putea să aibă deja și cunoștințe și poți să găsești. Consider că problema consumului de droguri în România se va agrava în viitor? Cel mai probabil că da. Consumul devine din ce în ce mai popular datorită muzicii care influențează spre asta și factori din afară, cum ar fi traumele pe care le deține fiecare unul în parte și devine din ce în ce mai acceptat social să faci chestia asta. Ai trecut vreodată printr-o experiență de genul? Da, am trecut de câteva ori. Ne poți explica? Da, pot să explic. Prima și prima dată am fost cu un prieten, îl chema, hai să-i spunem, Denis pentru povestea asta. Și mi-a zis, bă, dacă vrei să fumăm ceva, du-te până la apărători pe o stradă specifică și vorbește cu băiatul ăsta, am vorbit eu cu el, i-am dat deja banii, ia tu și fumăm mâine. I-a zis, bine. Și ziua următoare ne-am dus și eu nici măcar n-aveam foiuțe la el. Și a trebuit să luăm un bon de Lidl și ca filtru am folosit un pachet de țigări, partea de sus dintr-un pachet de țigări. Am fumat acolo, ne-am plimbat și a fost destul de ok. Nu a pus mult, dar era prima mea dată și surprinzător am simțit destul de mult. La modul, mă vedeam în persoana a treia și fiecare când ori se repeta în continuu în creierul meu, ori doar îl uitam în secunda a doi. Crezi că consumul de droguri poate fi prevenit? În mare parte da, dar este nevoie de mult ajutor față de sine și de multă înțelegere de la oamenii din jur. Dacă simți că vrei să începi, cel mai bine vorbești cu un prieten, un psiholog, oricine și poți să găsești alte metode de a te calma, de a te recrea. Crezi că oamenii care s-au apucat de droguri se pot lăsa ușor? Depinde de cât timp s-au apucat și ce drog specific iau. Adică sunt unele care au dependență mult mai rapidă decât altele. Dar în mare parte se pot lăsa și prin hipnoză. Cunosc pe cineva care s-a lăsat sau încearcă să se lase în momentul ăsta. Nu e un proces ușor, e destul de greu și poate dura destul de mult timp. Viața de zi cu zi nu prea mi-o afectează, dar dacă o luăm în specifice, până și tutunul poate fi considerat drog, chiar și dacă nu e văzut așa în public, adică e acceptat și acolo la fel. Știu niște oameni care consumă și de care vrea să scap sau cu care vrea să stau mai mult, nu dau nume, nu dau exemple.
nu afectează mult, dar e ceva acolo. Crezi că dacă aveam un grup de prieteni care s-ar ocupa, te-ar influența să iei și tu? Depinde. Eu am foarte mult control față de mine. Probabil aș lua de vreo 2-3 ori și după aș zice gata și ori aș ieși în grup, din grup, ori doar nu aș mai lua de la ei. Dar depinde de la caz la caz, de cât timp ne știm, cât de încredere știu eu că sunt și cam atât. Chiar crezi că ți-ar fi atât de ușor? Dacă ți-ar plăcea? Și dacă mi-ar plăcea și dacă nu, indiferent, am control față de sine, depinde ce drog ar fi. Adică nu aș vrea să, nici măcar să încerc droguri mai grele, ceva de heroină, whatever. Nu sunt închinat spre chestiile de genul și aș prefera să ies dintr-un grup care să facă așa ceva. Consider că unele droguri pot fi folosite în cazul folositoare? Da, sunt unele droguri care pot fi folosite pentru ajutorul propriu, relaxare, recreare sau în scopuri medicale, cum ar fi ciupercile halucinogene, care în doză mică te pot ajuta să fii mai relaxat în timpul zilei sau iarba care poate fi folosită teoretic, nu știu exemple, pentru a trata cancerul la sân. Am un prieten care, când era mai mic, avea probleme cu anxietatea și avea biscuiți, parcă cu CBD, e o substanță trasă din marihuana, care îl calma, îl ajuta cu problemele astea. Eu am auzit că marihuana îți poate amplifica emoțiile. Da, poate ori să ți le amplifice, ori să ți le omoare de tot. Adică? Când ești fumat, ai impresia... Când ești fumat, ai impresia că totul din jurul tău ori e ireal, ori este foarte real și totul e mult mai amplificat, indiferent. Poate să schimbe destul de, să se schimbe destul de mult din orice factor. Crezi că dacă ai fi într-o stare foarte, foarte proastă și ai fumat, ce s-ar întâmpla? Probabil dacă aș intra direct într-o stare proastă, ar fi un trip rău și nu ar fi distractiv pentru mine. Nu am încercat să fumez când am fost într-o stare proastă, mare parte am fost doar ori fericit, ori neutru și mi-a zis, hai să fumăm, bine. Și nu știu ce să zic, nu cred că m-ar ajuta dacă aș fi într-o stare proastă. Dacă ți s-ar oferi, ai încercat droguri mai puternice? Am zis și mai devreme, am menționat că nu aș încerca. Din nou, poate să fie active, să schimbe foarte mult în viața personală și prefer să nu. În rândul tinerilor, consider că un părinte ar trebui să fie prima persoană care ar trebui să își ajute copilul la nivel emoțional, în cazul în care acesta vrea să ajungă să consume droguri? În primul rând, niciun copil nu o să vorbească primul cu părintele, adică meu va merge întâi la un prieten, după la oricine altceva, cineva, de exemplu un verișor, ceva, oricine apropiat, după probabil la poliție și după la părinte va ajunge. Dar ar putea ajuta, depinde cât de deschis la minte este părintele în a-l ajuta și nu al și în a nu judeca pentru faptul că vrea să se apuce de așa ceva. Crezi că există o diferență între drogurile ușoare și cele grele? Da, este o mare diferență în foarte mulți factori. De exemplu, cum te-ai simți, ce acțiune ai face în timp ce ești sub influență, consecințele de după, adică poți să te trezești într-o mahmureală mult mai oribilă din ceva nașpa și să vrei doar să faci iar ca să uiți de propriile sentimente. Dacă e ceva mai greu, exemplu la iarbă, dacă te culci și te trezești, ești bine ziua următoare, ești puțin mai calm, depinde cât iei, sau nu se schimbă absolut nimic. Am mai încercat vreodată alte droguri în afară de iarbă? Eram odată afară cu o prietenă
o fostă prietenă și aveam ceva suc la mine. Și a pus, nu știu cât a pus destul de mult ecstasy în băutura mea și sincer nu prea mi-amintesc multe de atunci și n-am observat, adică mi-a fost puțin mai greu să închid. Și după, pur și simplu, m-am trezit mai târziu, mi-am recăpătat cunoștința, adică știu că nu am dormit, dar am făcut și eu ceva pe acolo. Ce este ecstasy? Un fel de pastilă care îți schimbă starea în care ești și cum te simți, nu știu să explic foarte specific. Experiența aceasta s-a părut diferită sau ciudată? Din nou, nu prea mi-amintesc mai nimic de atunci. Știu că foarte mulți oameni mei o folosesc, de exemplu, când merg la petreceri, să simtă mai bine muzica sau să interacționeze mai bine cu oameni, în ghilimele. Dar nu știu dacă mi s-ar părea mai ciudat. Din nou, nu mi-amintesc mai nimic. Crezi că drogurile care sunt pentru spital s-ar putea folosi și în alte scopuri? Oh, da, clar. Pentru asta m-am și ridicat. Dă-mi niște exemple. De exemplu, tatăl meu, biologic, a avut un accident de tir și i-au pus doctorii morfină. Și a avut un coleg de cameră care a fost gen, wow, ai morfină, dăm puțin de la tine din pungă, whatever, whatever, ca să iasă, folosească în alte scopuri decât specific medicale. Și logic, îți alterează starea diferit în doze diferite pe o perioadă diferită de timp. Alte droguri? Alte droguri, nu știu specific ce ar folosi în medicină. Nu sunt foarte informat despre ce folosesc doctorii pentru așa ceva. Dar sunt oameni care parlă și efectiv anestezice mai grele doar pentru ei să uite de propriile sentimente sau să își înnece amar, practic. Cum fac foarte mulți oameni cu alcoolul. Crezi că și alcoolul este un drog? Este unul dintre singurele droguri acceptate în public în foarte, foarte multe țări și afectează foarte mult starea de bine a omului și a celor din jur. E foarte ușor să ai o adicție de alcool, dacă îți place prima dată o să mai încerci, o să zici, bă, nu-i atât de rău și ajungi cu probleme la ficat sau să vrei să bei în fiecare zi, dimineață. Am avut o perioadă puțin mai dură pe alcool, în care eram aproape zilnic băut de dimineață și ajungeam noaptea acasă să mă trezeam, eram de ai de viața mea, mă doare capul și mă culcam. Ziua următoare beam iar. Nu aș spune că e chiar drog greu, dar pot să-l consider și așa, teoretic. Dar dacă te trezeai de dimineață cu o stare foarte, foarte proastă, de ce repetai? Pentru că se duce sentimentul. Dacă mai devreme te-ai simțit foarte bine că erai beat și după te doare cap, după un timp îți vine sentimentul, bă, dacă încerc chiar, se duce și adesea se duce, că e doar efectul de sevraj, că mai e puțin alcool în tine și îți cere mai mult corpul. Ce se întâmplă cu persoanele care încep prima dată pe un drog foarte tare, cum ar fi heroina? În mare parte ce s-ar întâmpla și cu cei care încep, chiar și dacă au început cu ceva mai slab, dar depinde de fiecare om și cât de mult poate să se abțină data viitoare. De exemplu, sunt oameni care încearcă o dată heroină după ce s-au drogat cu alte lucruri, văd cum se trezesc după ce zic nu mai vreau așa ceva, sau cu LSD la fel, sau cu Molly, care sunt niște pastile, indiferent, se poate să te lași sau să continui, depinde cât de mult bagi în tine, adică sunt unii nehaliți care doar dau, fac supradoză din prima și aia au fost. Cât de ușor crezi că se poate ajunge la supradoză? Depinde cât zice anturajul și cât de mult
te influențează persoana care îți vinde tipul de produs. De exemplu, de la iarbă e foarte greu, adică cel mult dai green out și doar ți se face rău, vomiți și după te culci, practic, leșini, mă rog. Depinde, la pasile e foarte ușor, dacă e mult mai multe decât trebuie, fără să-ți dai seama de efecte de vreme, e ușor să ajungi să faci supradoză. Dacă bagi la venă, din nou, foarte ușor să ți iei o doză mai mare din greșeală. Nu se compară totuși cu astea mai mici. De exemplu, de la ciuperci nu prea cred că poți, pentru că corpul încearcă să vomite, să își dea afară substanțele de care nu are nevoie. De ce crezi că oamenii amestecă droguri? Pentru un sentiment mai bun când se drogează, ca să cumpere oamenii mai mult de la ei data viitoare, să aibă o adicție fără să știe pentru un alt drog, sau pur și simplu să vadă cum e. Ce schimbă din stare emoțională sau mentală poate avea o persoană care se droghează? În general, sunt foarte mulți oameni care se droghează care au nivelul de stimă de sine mai crescută, atâta timp când nu sunt însevrați și n-a trecut destul de timp încât să vrea din nou, caz în care unii oameni ar face orice să mai ia o doză chiar și mică de drogul pentru care au adicție. Crezi că anumite persoane sunt mai predispuse să consume droguri decât altele? Da, există grupuri de oameni care, de exemplu, poate să fie mai săraci, să găsească un drog, să îl folosească și după să zică viața nu pare atât de rea când sunt sub influența specificului și după să continue din ce în ce mai mult. Sunt oameni bogați care doar se plictisesc de viață, care din nou încearcă, le place și continuă, le place sentimentul. Sau sunt unii oameni pur și simplu de regulă ca mine, ca tine, care vor să încerce și ori se lasă, ori continuă și poate să afecteze destul de mult. Ce părere își poate face oamenii din jurul tău când te drogezi? Depinde cine cunoaște comportamentul unui om. Adică sunt oameni care nu își pot da seama sau oameni care te văd și își dau seama imediat dacă ești drogat sau ce ai luat. Și mare parte nu sunt sentimente bune, nici măcar de la alți fumători, de exemplu. Dacă văd pe cineva fumat pe stradă, ori se sperie, ori zic, mai ai un plus pentru mine, depinde, de la caz la caz. Dar cum îți poate afecta pe asta, pe performanța la școală sau la muncă? Depinde ce doză folosești și cât de des, adică poate după un timp să îți afecteze negativ, poate din nou să fie folosit în moduri recreaționale sau să fie prea mult și să nu mai fi deloc productiv. Crezi că există o personalitate dependentă sau oricine poate ajunge dependent? Oricine poate ajunge dependent, adică sunt oameni care nu au folosit nimic până la 30 de ani, s-au apucat prin întâmplare, au avut un prieten sau ceva și au zis, bă, hai să încep, și au ajuns cu dependența asta. Și, în mare parte, oricine poate. Dar sunt unii oameni mai predispuși să aibă așa ceva, depinde de starea spirituală, cum au crescut, cum sunt ei învățați. Există momente în care simți că ai control asupra consumului tău de droguri? În mare parte, da, dacă nu consumi foarte, foarte des, ai control aproape total, decât după prima dată ți se schimbă ceva și abia după ce ai folosit mai mult, ți se schimbă și mai mult. Adică dacă ai fumat o dată și ți se oferă ceva la o petrecere sau ai luat ceva și ți se oferă ceva la o petrecere, s-ar putea data viitoare să zici da în loc de nu și poate ajunge ori să fie o întâmplare, s-a mai întâmplat o dată și gata, ori să te apuci mai des, să vezi, nu e atât de rău sau e atât de rău și să te apuci sau să te lași, să schimbi anturajul, să rămâi.
Ce impact crezi că are consumul de droguri asupra sănătății tale fizice și mentale? Poftim? Ce impact crezi că are consumul de droguri asupra sănătății mentale și fizice? Asupra sănătății fizice are logic efectele de sevraj, care poate să fie orice, la febră musculară, la să nu poți să te mai ridici din pat. Și emoțional, foarte multe droguri cauzează depresie sau anxietate sau foarte multe condiții de genul și să nu poți să funcționezi fără. Unde crezi că se poate ajunge cu consumul excesiv de droguri? La supradoză, la pârnaie, în mare parte consumul excesiv nu poate aduce în locuri prea bune, depinde și de starea de dinainte socială și emoțională. Cu ce crezi că majoritatea persoanelor folosesc droguri? Pentru a scăpa de propriile probleme familiale sau între prieteni, se ceartă cu cineva și vor să scape de sentiment, propria lor depresie, să nu mai simtă ce simt pe moment, în mare parte de asta, sau pur și simplu ca să se distreze. După părerea ta, consideri că există și alte căi care puteți să capi chestia? Da, poți să-ți găsești, de exemplu, un hobby sau ceva ce îți place să faci, un prieten cu care să-ți placă să ieși. E o alternativă mai bună și mai puțin ilegală. Oamenii, după ce se lasă de droguri, încă continuă să fumeze. Țigări, de ce crezi că este chestia asta? Deoarece corpul uman nu asociază neapărat drogurile cu nicotina din țigări sau cu alcoolul din băuturile pe care le beau. Și sunt întrebați doar să scape de o substanță din corp, celelalte sunt neafectate. Dar depinde ce fel de instructaje are ca să se lase. Alcoolul și țigările sunt la fel ca marihuana, alte tipuri de droguri? Nu sunt chiar la fel. Fiecare are un efect diferit. De exemplu, alcoolul este fix inversul ierbii, din cât am observat. Adică dacă pui 1000 de oameni care nu se suportă într-o cameră și le dai să bea, o să ajungă să se omoare între ei și dacă le dai la fiecare câte o cioată, o să râdă efectiv la fața unui altuia. S-ar putea să existe unele droguri care pur și simplu să fie folosite ca alcoolul sau ca țigările, de exemplu antidepresivele, datorită lor unii oameni nu mai mănâncă atât de mult de stres, poate afecta pozitiv sau negativ, depinzând de starea omului. De ce consideri că oamenii de persoane care se dotează doresc să au influențe de șcații? De exemplu, ce am spus atunci când băutura ți-a pus cineva de cu băutura extra? Deoarece e mai frumos cu un prieten. Orice faci, dacă ai pe cineva lângă tine care să facă același lucru, înțelegeți lucrurile la fel și nu e diferența asta de stare. Și e mai plăcut pentru utilizator să fie cu cineva decât să aibă un atac de panică, de exemplu, că toți știu, toți o să le dea la poliție, whatever. Și orice se va mai întâmpla. Îți mulțumesc pentru acest interviu. Și aș dori să le trimiți ceva oamenilor care o să se uite la acest interviu. Deci, o morală a poveștii. Nu te droga decât dacă este pentru un scop medical sau folositor pentru psihic și nu o face în exces.